Un tânăr din Soroca a fost condamnat la 23 de ani de închisoare pentru că a omorât doi vârstnici de care îngrijea. Procurorii consideră însă că pedeapsa este prea blândă și o vor contesta solicitând condamnarea lui pe viață. La sfârșitul anului 2014, tânărul i-a bătut crunt pe cei doi soți, a violat femeia de 85 de ani, iar apoi i-a strangulat pe ambii. Imediat după aceasta, vârstnicii s-au stins din viață. Ulterior, inculpatul a furat pensia celor doi și a mers să se distreze la o saună. Tânărul nu lucra nicăieri, iar anterior a mai fost condamnat.